Domnilor, domnilor, ne-am întors la emisiunea noastră împreună cu domnul doctor Levi Lehar, specialist în oftalmologie. Domnule doctor, vorbeam înainte de pauza de publicitate despre folosirea tabletelor, a calculatoarelor și foarte des de către copii. Care sunt riscurile și dacă părinții conștientizează? Sigur, utilizarea exagerată a acestora nu este bună. Dar o utilizare echilibrată și într-un scop pozitiv, adică dacă ele ne facilitează accesul la informații, aceste tablete, aceste calculatoare, care ceea ce este un lucru extraordinar, ținând cont că în urmă cu câțiva ani, ca să avem o informație, trebuia mers la bibliotecă, trebuiau scoase studii, trebuiau, deci era un efort mult mai mare decât acum, că pur și simplu intrăm pe internet și apăsăm câteva butoane și toată informația se derulează în fața ochilor, dar sigur nu trebuie făcut exces pentru că și ochii obosesc la un moment dat. Ce înseamnă folosirea echilibrată, domnule doctor? Există și un fel de regulă, adică regula 20-20-20, așa se și numește. După 20 de minute de privit la aproape, 20 de secunde să ne uităm la o distanță mai mare de 20 de metri. Asta așa pentru ușurința de reținere, dar esența este că trebuie să ne odihnim ochii, măcar după 40-50 de minute de privit la aproape, de citit, de calculator sau tabletă, 5-10 minute să ne luăm ochii din poziția de aproape și să ne uităm la distanță, ca ochii să permitem ochilor să se relaxeze, să focalizeze la distanță, astfel încât să această contracție oculară care există acolo la focalizarea de aproape să permitem să se relaxeze și să odihnim ochii. Populația este supusă unui marketing agresiv legat de anumite medicamente și mai ales acele produse denumite generic suplimente alimentare sau dispozitive medicale, cum este o altă denumire acum. Știți că se vorbește despre asemenea tratamente minune și în cazul afecțiunilor oftalmologice. Dacă luați nu știu ce sirop sau pastile, va crește acuitatea vizuală și așa mai departe. Ce am putea spune despre toate aceste lucruri? Acum, noi medicii recomandăm tratamente care au fost demonstrate conform studiilor de specialitate. Sigur, aceste suplimente care apar nu fac rău, dar nici să nu ne așteptăm probabil să aibă efect ca și cum am bea din Sfântul Graal, că nu există, din păcate, asemenea tablete. Ele sunt utilizate ca și suplimente naturale, dar noi avem de exemplu în degenerescența maculară legată de vârstă, avem anumite tablete pe bază de luteină pe care le recomandăm la pacienți, dar din păcate ele nu rezolvă problema, nu vindecă această boală, dar pot să ajute, sigur, pot să contribuie la un efect benefic, de aceea în anumite situații și noi le recomandăm. Sunteți unul dintre medicii respectați și performanți în domeniul dumneavoastră, cel al serviciilor medicale oftalmologice de performanță. Ce noutăți se practică, ce aparatură ați mai achiziționat dumneavoastră și dacă se face și cercetare în medicina privată? Da, chiar acum de o săptămână am avut plăcerea de a lucra cu un aparat care este ultima noutate, să spun așa, în domeniul oftalmologiei, în domeniul vizualizării intervențiilor chirurgicale. Am pregătit și un mic material legat de această tehnică. Este vorba de un microscop operator special care, în loc să permită chirurgului să vizualizeze operația prin oculare, cum suntem obișnuiți sau am fost obișnuiți până în prezent, ocularele sunt înlocuite de o cameră video specială, care este tridimensională, o cameră 3D de înaltă rezoluție, care conduce informația preluată într-un aparat special, într-un calculator sofisticat, de unde informația ajunge pe un ecran, un ecran medical, un televizor de fapt, de dimensiuni mai mari, care și acela este 3D, și chirurgul cu ajutorul ochelarilor privește acest televizor și nu se mai uită în microscop, în ocular. Și astfel efectuează operația, adică operații oftalmologice 3D.
este asemănător cu, pacienții pot să fac o analogie cu aceste filme de la cinematograf 3D, doar că aici, sigur, lucrurile, manevrele sunt văzute în timp real, sunt la o rezoluție foarte mare și la o calitate și la o mărire foarte mare. Avantajele acestei, sau avantajul acestei tehnici rezidă în faptul că percepția tridimensională, percepția în spațiu a anumitor structuri oculare este accentuată, deoarece aceste structuri minuscule se văd la o dimensiune foarte mare, pe un ecran foarte mare, și atunci o percepție tridimensională sporită există. Și, de asemenea, ergonomia cu care se efectuează, adică poziția cu care chirurgul efectuează intervenția, este cumva mai anatomică, nu mai stăm aplecați cu capul în oculare, ci suntem relaxați cu capul și cu spatele drept și ne uităm la un microscop. Este o tehnică nouă, modernă, care acum este în cercetare și în perfecționare și în dezvoltare, și de aceea și colegii au fost la noi și am testat și am perfecționat și noi aceste, și ne-am perfecționat și noi conform acestei noi tehnici. Cam în cât timp se va putea folosi? El deja se folosește, dar este în această tehnică, deocamdată este în continuă testare și perfecționare, în sensul că informațiile care apar pe acest monitor vor fi tot mai multe. Pot să fie informații legate de cristalinul artificial, de datele personale ale pacientului, de datele medicale ale pacientului, toate să fie afișate pe ecranul în timpul operației, astfel încât chirurgul să aibă acces imediat la absolut toată informația necesară legată de pacient. Este un lucru foarte bun și modern și ne bucurăm că evoluează tehnologia în această direcție. Domnule doctor Levi Lehar, suntem la final. Pentru a avea o vedere sănătoasă, ce să nu facem și ce ar trebui să facem? Este foarte important să, atunci, chiar dacă nu prezentăm, chiar dacă vederea noastră este perfectă și nu avem probleme, totuși, o dată pe an, obligatoriu un consult oftalmologic, pentru că de foarte multe ori noi detectăm anumite probleme printr-un consult banal la pacienți care nu erau conștienți de existența lor. De aceea aceste controle periodice, acesta este și rolul lor, ca să se efectueze și să putem preveni, pentru că este mai bine să prevenim anumite boli decât să ne apucăm să le tratăm. Sigur, ochelarii de soare sunt iară bineveniți, pacienții să poarte ochelari de soare și vara și iarna, uneori este când zăpada reflectă lumina puternică, ochelari de soare care se protejează împotriva UV, împotriva razelor ultraviolete, ochelarii polarizați sunt și mai buni, care sunt antireflex, sunt chiar mai buni, să avem o alimentație și un mod de viață sănătos, și cred că astfel am contribuit foarte mult la sănătatea ochilor noștri dacă respectăm aceste lucruri. Domnule doctor, vă mai așteptăm în studioul nostru și cu alte sfaturi și cu alte informații de ultim moment, cum evoluează tehnologia, și noi vom fi alături de dumneavoastră să urmărim situația, pentru că sunt necesare aceste detalii. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru teleplus.ro, dar și pe pagina de Facebook Teleplus Maramureș. O seară bună să aveți, la revedere!